patrulea Sasia a aniversat ziua de naștere alături de sute de oameni, în cadrul evenimentului din București al Ditan. Într-o atmosferă festivă, în fața sute de oameni, vedetele canale de Simona Patrulea sa, Anca Ciotă, Cristina Mihaela Dorobanciu, Ilinca Vandici, Raluca Badulescu, Catalin Boteza, Ernest, Emil Rengle, precum și matinalii care dau scularea, la Radio Impuls, Orlando Ivan și Radu Tivuca, au aprins luminițele de Crăciun. Din București, mai Ditan, dând astfel startul sărbătorilor de iarnă. Sute de oameni, deopotriva copii și adulți, s-au adunat pentru autografe și poze cu idolii lor, dar și pentru a castiga darurile cu poveste de la vedetele preferate, în urma unei tombole. Simona Patrulea sa, prezentatoarea serilor canal de din weekend, i-a dorit să fie alături de fani, chiar de ziua ei, i-a urcat pe scena în muralele celor prezenti. Oamenii prezenti la eveniment i-au cantat timpuri la mulți ani, într-o atmosferă cu adevărat emoționantă. Îndragita vedetă, care a fost însoțită de soțul și de fiica sa, le-a mulțumit celor prezenti pentru energia pe care o transmit zilnic și pentru banurile frumoase. Vedetele au împărtășit fanilor cele mai frumoase amintiri de Crăciun și au subliniat cât de important este ca celebrarea acestei sărbători să fie în sânul familiei, alături de cei dragi. Sunt un familist convins și nu concep sărbătorile altfel decât alături de fiul meu, Alex, și de soție, a spus Ernest. Energia mea vine de la voi, de la acestui oameni minunati, familie mei, din munca mea, a adăugat Catalin Botezati. Dragostea celor dragi și sănătatea sunt cele mai importante daruri pe care le putem primi, le-a împărtășit Raluca Badulescu celor prezenti. Magia Crăciunului este strâns legată de un cadou de suflet pe care îl dăruim celor dragi. Vedetele canale s-au pregătit cu un obiect drag lor, pentru a face o surpriză plăcută unui fan din public. Am adus o jucărie care a fost a fiului meu, Zian. Cu acest papagal a învățat să spună mama mai mare. Și pentru ca mamele din România au stil, am daruit și o ezarfa în ton cu sărbătorile, a declarat Ilinca Vandici. Plac bijuteriile sacrament și cred că doamnele prezente ar trebui să strălucească de sărbători. Așa că, din suflet, am adus un set care sper să fie pe placul unei doamne sau, dacă va castiga un domn, să fie un cadou frumos pentru soție sau iubita, a subliniat prezentatoarea rubricii Meteo a serilor canal de Anca Ciotă. Ernest, prezentatorul îndragitelor emisiunii, căutarea adevărului, și ochii din intra, a decis să daruiască unui fan două obiecte din garderoba sa, care îl reprezintă. Sunt un mare fan al fularelor, esarfelor și cravatelor. Astăzi am pus în punguta două obiecte pe care le-am purtat în cadrul emisiilor și care mi-au purtat noroc, ceea ce doresc și castigatorului. Emoționată de primirea făcută de fan, Cristina Mihaela Dorobanciu le-a spus doamnelor prezente că va continua să le spună secrete între fete, așa cum se numește și rubrica pe care o prezintă în cadrul emisiunii Teo Show, și spera ca darul din punga sa să aibă aceeași semnificație pentru castigator sau castigatoare. Este un avion din lemn care pentru mine înseamnă un zbor imaginar către obiective greu de atins. Sper ca fiecare om să prindă aripi și să ai și urmeze visul, oricât ar părea de imposibil. Ovaționat la scena deschisă și rugat să arate câteva figuri de dans, Emil Rengle, fostul jurat de la Îmi place dansul, a adus un obiect vestimentar drag lui, un hanorac din colecția sa, prinde-te în dansul vieții.
am pus în joc filme. Sper să ir ca stige un copil, dar este fascinant și pentru adult. Eu sunt mare fan al acestui joc, sunt publicul prezent la acest eveniment s-a bucurat, alături de vedetele canal de o seară magică, plină de lumină, amintiri frumoase și povestii de suflet.